infinite number of books through the years at the library next to my home, and some I held close to my chest. Salutare, prieteni, sunt Gelu Diaconu de la 1000 de semne. Suntem în librăria Humanitas de la Cismigiu. Ne-a alungat ploaia de afară, că poate că am fi vrut să facem afară acest intro. Ne amenință ploaia, a fost canicula astăzi, dar aici înăuntru, în librăria Humanitas de la Cismigiu, este foarte bine, este răcoare. E o atmosferă tocmai bună pentru lansarea care va avea loc în următoarele minute. Este vorba de o carte semnată de Yaniv Itzkovitz, Fica măcelarului. Aceasta. Cartea este apărută la editura Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei. Coordonatoarea acestei colecții, scriitoarea Denisa Comănescu, va fi moderatoarea întâlnirii. Vor vorbi Magda Grădinaru, Dana Pârvan și Ioan Stanomir. Un amănunt foarte important este legat de faptul că această carte, care are și un subtitlu, Răzbunarea lui Mende Spaceman de mâna surorii sale Fanny, traducerea din engleză și notele îi aparțin Ioanei Petidan. Deci, lansare Fica măcelarului, Yaniv Itzkovitz, o carte bestseller la Bookfest 2022. Deci va începe lansarea în câteva minute. Înainte de toate, vă reamintesc să vă abonați la canalul YouTube 1000 de semne. De asemenea, intrați pe pagina noastră Patreon 1000 de semne, unde puteți să donați pentru susținerea proiectelor noastre. Keep you until you're long overdue. Oh, I found my favorite book to read, so I'll pour over you till I know you by heart, and when time wears you down, I'll mend your broken parts, and I'll treasure the days with you that I'm spending. I'm still waiting to your end. Doamnelor, domnilor, bună seara! Lansăm în această seară un scriitor, eseist, autor dramatic din Israel. Numele lui este Yaniv Itzkovitz și născut în 1975, are bunici din Ungaria, din fosta Cehoslovacie și din România, pentru care a promis că va veni la un moment dat în România, împreună cu mama sa, pe filieră maternă, are bunicii din România și în acel moment vom face și împreună cu el o discuție asupra cărții Fica măcelarului. Este un scriitor special, a studiat filozofia, a făcut parte din creierile studențești de elită. A urmat cursuri speciale ale Universității din Tel Aviv, apoi a urmat studii doctorale în Anglia și studii postdoctorale în Columbia University din New York. A predat filozofia mai mulți ani la Universitatea din Tel Aviv. A scris o carte importantă despre Wittgenstein, care a fost tradusă în America și în Marea Britanie. Iar în 2007 a debutat cu romanul Duet, romanul pe care îl lansăm în această seară, Fica măcelarului, fiind al treilea lui roman. Roman care s-a tradus până în prezent în 15 țări și în continuare în curs de traducere la peste 20 de țări per total. Romanul Fica măcelarului a fost tradus din engleză. De ce? Pentru că în praică romanul avea cam 200 de pagini în plus și atunci editorul lui britanic, un editor foarte bun,
Meclerarus, e celebru. În descoperirea marilor talente din literatura universală, talente contemporane, au discutat împreună și au hotărât că romanul pentru traducere în alte limbi va fi din limba engleză, de ce? Că au tăiat o parte din burți, cum spune autorul, și împreună au refăcut întregul în limba engleză. Traducătoarea romanului este Ioana Petridean. Ioana Petridean e celebră prin traducerile ei din ebraică și din engleză în același timp. A tradus mult din ficțiunea lui Amos Oz, a tradus David Grossman și alți autori importanți din Israel. E o traducere mare, cum se spune. E o carte care parcă e scrisă în limba română. Ioana Petridean nu numai că știe foarte bine ebraică, dar știe foarte bine limba română și e una dintre traducătoarele noastre cu care ne mândrim. Nu numai editura Humanitas Fiction și alte edituri, dar în momentul de față ea traduce pentru editura Humanitas Fiction, a tradus Iscovici acum, urmează un Amos Oz și pe urmă noul roman al lui Iscovici, care m-a asigurat ea, de asta dată din ebraică îl traduce, că este tot atât de bun ca și Fica Măcelarului. Fica Măcelarului este un roman care se petrece la sfârșitul secolului XIX, în Rusia țaristă de atunci, într-o zonă care ar fi cam Bielorusia de astăzi. E un roman care, în stratul superficial, este cât se poate de picaresc, cât se poate de dramatic și cât se poate de plin de umor. Invitatele și invitatul meu din seara aceasta sunt alături de mine, se află criticul literar și profesoara la liceul Mircea Eliade din București, Dana Pârvan. Alături de ea se află binecunoscuta jurnalistă Marta Grădinaru și scriitorul, istoricul, profesorul universitar Ioan Stanomir. O să invit la început pe Dana Pârvan, începem cu critic literar, care ne va vorbi, poate, despre structura cărții, despre condiția femeii în această carte și despre ce vrea. Este o situație oarecum firească că atunci când lucrăm în domeniul cărții, atunci când citim toată ziua, să fie destul de multe cărțile care ne plac și să se întâmple destul de rar să fim cu adevărat surprinși. Asta a fost senzația mea atunci când am deschis Fica Măcelarului și am citit primele pagini. Am preferat să nu citesc nimic despre roman, să am efectiv un contact direct și surpriza a fost foarte mare. Este un roman care surprinde, este un roman dens, care te solicită de la primele pagini și simți că acolo este cu totul și cu totul altceva. Autorul, Ianin Iscovici, nu este doar scriitor și filozof. Viața sa este mult mai spectaculoasă pentru că a fost înrolat și în trupele de comandă și a luptat efectiv. Iar acest roman, ca și viața scriitorului, este un amestec teribil. Are strămoși care, într-adevăr, au trăit în România, au trăit o perioadă în România, în procesul lor de a emigra, dar ceea ce face extraordinar autorul în acest roman este să abordeze tema evreității dintr-un cu totul și cu totul alt punct de vedere. Am citit foarte multe romane despre Holocaust, despre antisemitism, despre persecuțiile la care au fost supuși evrei. Acest om a avut într-o zi o revelație, că nu știe destul de multe despre viața strămoșilor săi, viața aceea cotidiană, viața normală a oamenilor din cadrul comunităților evreiești, care, până la Holocaust, au avut niște experiențe absolut normale. A început să se documenteze, a început să citească
Și acest roman este rodul acestei nevoi a autorului de a descoperi cum au trăit strămoșii săi. Și, surprinzător, pentru unii poate că surprinzător, abordează tema femeii în cadrul comunităților evreiești și se simte o puternică simpatie față de această condiție a femeii. Grație acestui roman am aflat despre o situație surprinzătoare, nu știam până acum, recunosc, pe care au trăit-o foarte mulți ani femeile din cadrul comunităților evreiești și o situație care se petrece și acum. Nu o să spun foarte multe, voi spune doar puțin despre ce este vorba în această situație aparte a femeilor, pentru că acesta este punctul din care pleacă acțiunea romanului. Dacă la începuturi, atunci când bărbații plecau pe front sau plecau pe mare și nu era sigură moartea acestora, femeile, nevestele lor, rămâneau într-o stare de încremenire, erau legate acolo în acea căsnicie, în căsătoria religioasă, după legea evreiască. Ele nu aveau voie să se mai căsătorească, nu aveau voie să facă alți copii cu un alt bărbat și aceștia să fie considerați niște copii legitimi. Odată cu trecerea anilor, bărbații însă au profitat de această situație și dacă nu le convenea căsătoria, plecau de acasă în altă țară, lăsând femeia cu copii și nu aveau niciun fel de obligație. Iar comunitatea nu acorda un ajutor, nu acorda nicio portiță de ieșire acestor femei. Aceasta este realitatea pe care o explorează autorul în acest roman și fiica măcelarului din titlu este una dintre surorile acestui măcelar. Una dintre surori este o femeie supusă ordinii. Țelul ei este să aibă o familie, să aibă copii de care să aibă grijă, să fie întreagă alături de bărbatul său. Doar că acest bărbat într-o zi pleacă. Și femeia rămâne recunoscătoare în casa sărăcăcioasă a bătrânilor, a socrilor săi, singură, are copii, nu are ce să mănânce, nu are bani și cu toate acestea ea trebuie să fie recunoscătoare că are totuși o casă. Personajul feminin extraordinar pe care îl creează autorul în acest roman este Fanny. Și Fanny este un personaj pe care nu ai cum să îl uiți. Este un personaj care pentru mine rămâne acolo, pe raftul personajelor memorabile și nu doar personajele feminine. Este un personaj extraordinar, căruia autorul îi acordă o forță extraordinară. Ea își asumă rolul de a schimba situația din această comunitate. Întreprinde o călătorie și această călătorie are parte de tot felul de evenimente, de aventuri. Ea își asumă un rol pe care niciun alt bărbat nu și-l asumă. Pleacă să-i caute soțul surorii sale pentru a restabili ordinea. Și aici este o altă realitate din cadrul societăților, din cadrul comunităților evreiești, despre care iarăși nu voi vorbi eu foarte mult în această seară. Fica măcelarului este Fanny, cea care învață de la tatăl său să mânuiască cuțitul de măcelărie. Este pentru prima dată când în cadrul unei comunități o fată are puterea să facă asta și nu face doar asta. În cadrul acestei experiențe menite să restabilească ordinea într-o lume în care toată lumea se preface că nu se întâmplă nimic, ea nu dacă dă peste cap această lume, își asumă acest rol, se luptă în condiția, se simte la mijloc. Bineînțeles că și ea își părăsește niște copii. Pleacă și ea de acasă, își lasă soțul, își lasă cei 5 copii și se simte cumva prinsă între curajul, nevoia de a restabili o ordine pe care bărbații nu aveau de gând să o restabilească niciun fel pentru că nu era interesul lor și se simte totuși vinovată că își părăsește și ea la rândul ei copiii. Întreprinde o călătorie în care este ajutată de bărbați, iar autorul recurge la o altă strategie și creează un personaj masculin foarte puternic care o susține și o ajută pe Fanny. Este vorba de un ofițer din poliția secretă care, după ce femeia se răzbună pe o familie care încearcă să o jefuiască, recunoaște după felul în care sunt crestați grumajii
celor găsiți în drum morți, că acolo este vorba de ritualul evreiesc de a sacrifica animalele, pentru că despre asta este vorba, un ritual evreiesc de sacrificare a animalelor, este preluat de această femeie și cu el ea umblă pe acele drumuri neștiute, pentru că vorbim despre estul Europei, la sfârșit de secol al XIX-lea, când, iată, o femeie, este un act extraordinar, pleacă de acasă, din comunitate, își lasă familia și întreprinde o călătorie plină de peripeții și de fel și fel de personaje, a căror poveste este adusă foarte frumos de către scriitorul nostru în pagină și nu sunt surprinse aici doar părțile acestea. Avem și violență, avem și călătorii și descrieri de natură, avem personaje pitorești, dar avem și foarte mult umor. Avem un umor negru, un umor care te surprinde de la o pagină la alta. Sunt unele fragmente care încep printr-o descriere tandră a naturii și sfârșesc printr-o scenă destul de violentă. Dar pe de altă parte avem și scene foarte violente, foarte dure, în care autorul nostru strecoară niște fire de umor și vrând nevrând te fac să zâmbești astfel de scene. Și aici aș aminti că din finalul cărții nu vă spun dacă îl găsește pe soțul surorii sale, nu vă spun nici ce se întâmplă la întoarcere, însă toate reacțiile celor din jur sunt extrem de relevante pentru mentalitatea întregii societăți de atunci, dar și de acum. O să vă spun doar o mică scenă din ultima parte a romanului, când prizonierii ajung în comunitate, se aruncă cu diverse obiecte în ei, dintre care și coș de mere. Autorul nu se poate abține să nu recurgă la umorul negru, la autoironie, la umorul care cumva recunoaște o situație, dar și depășește tocmai prin această abordare amuzantă. Ne spune că doi husari evrei nu se pot abține și dar în momentul în care sunt aruncate cojile de măr, le adună de pe jos și le mănâncă. Bine, trimiterile sunt și către Biblie, dar și către o întreagă mentalitate a unei comunități care vă va surprinde la sfârșitul romanului. Sfârșit al romanului care este unul deschis, deschizând niște porți și către ce ar putea să urmeze, dar și despre felul în care este percepută orice persoană care se răzvrătește, care nu este mulțumită de individualism, de conformism, dar și riscurile la care se expune având o astfel de atitudine. Să citesc acum un fragment sau să revin mai târziu? Pot să citesc? Am găsit un fragment în care nu o să vă citesc toată pagina, pentru că este o pagină întreagă, dar în cadrul unei pagini, autorul reușește să prezinte și femeia obedientă, supusă acolo regulilor societății, și femeia care are curajul de a privi lumea altfel și de a-și asuma această putere de a schimba regulile, indiferent de riscurile la care se expune, dar în aceeași pagină ne sunt descriși și bărbații. Nu așteaptă nimic din partea bărbaților. De ce și-ar submina ei poziția de stăpâni? De ce ar renunța la titlurile cu care au fost grabulați în absența unei provocări? Toți oamenii din Motal știu că Zbimaier și-a abandonat familia și cu toate astea nu au fost trimis niciun emisar la Miesc. Se mândresc cu faptul că sunt o comunitate unită, cu un rabin influent, dar de fapt nimeni nu vrea să platine prea tare banca. Cu toții îl condamnă pe soțul fugar, afișând o atitudine plină de empatie, dar nimeni nu îl caută, rezervându-și astfel dreptul de a face același lucru la o adică. Este un fragment care surprinde foarte bine întreaga situație din această comunitate și începusem la un moment dat să vă spun și despre cât de bine este conturat personajul masculin, ofițerul Novakace, care o va ajuta pe Fanny. El își dă seama că acolo este vorba de un gest evreiesc, de o crimă făcută de un evreu, nu se gândește că ar fi femeie inițial,
Și are nevoie să se deghizeze pentru a intra în cadrul acestor comunități și pentru a le înțelege cu adevărat resorturile. Deghizându-se, el are o viziune externă, exterioară, asupra oamenilor din aceste comunități, îi privește cu un ochi proaspăt și odată cu el și cititorul are această posibilitate de a privi cu alții ochi tot ce se întâmplă în aceste comunități, tot ce gândesc soacrele, tot ce gândesc bărbații, ce gândesc celelalte femei, ce gândesc copiii, ce se întâmplă într-un bordel, ce se întâmplă într-un azil de copii, pentru că autorul schimbă mereu mediile pe care le descrie. Și în ultima parte a romanului ridică o problemă foarte importantă, relația dintre bunătate și curaj. Sper că vei mai reveni pe parcursul întâlnirii noastre. Ce vreau eu să vă spun de la început e faptul că evreii nu aveau dreptul, deci suntem la 1894, e Rusia țaristă, evreii nu aveau voie să locuiască decât într-o anumită zonă, zona de rezidență, care era în apropiere de Minsk, am spus, cam unde ar fi Belorusia de astăzi. Era un spațiu închis, da? Cum ar fi ghetoul mai târziu? Într-un fel, în oglindă, mai târziu de ghetoul. În zona de rezidență, acolo se întâmpla absolut tot. În general, ei nu plecau din acea zonă, nu aveau dreptul, iar cei care fugeau, fugarii, de obicei erau urmăriți de poliția politică, de ohrana. Are multe asemănări cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, în Rusia, dar poate despre asta o să ne vorbească un mare specialist care este Ian Stanomir. Iar tot restul se întâmpla în cadrul comunității. De asta îndrăzneala acestei femei, fata măcelarului, care de la 6 ani umbla cu un cuțitaș aici, la șosetă, și cu care a reușit să o moare destui. Curajul ei este formidabil, pentru că ea iese din acest spațiu închis, foarte bine ai spus, Dana, pentru a restabili, din punctul ei de vedere, echilibru între bine și rău. Pentru că problema binelui și a răului se pune foarte mult în această carte. Nu este un bine și un rău cu față în față, bine există și asta, dar relația asta, binomul ăsta, are multe fațete. Nu este unul strâmt, să zicem, cum ar fi o ideologie foarte strânsă. Aș vrea să-i dau acum cuvântul Martei Grădinaru. Ea a fost preocupată foarte mult de zona relațiilor din comunitate și a ritualurilor care se întâmplă. Cartea e plină de puncte care te duc la ritualuri. Sunt folosite foarte multe cuvinte din Yiddish. Vanda Grădina. Mulțumesc că eu ar vrea să spun de la început că după primele pagini pe mine nu m-a cucerit cartea, pentru că am spus, mă aflu în prezența unui roman clasic, Yiddish, într-un context istoric în care se întâmplă foarte multe lucruri și iată-ne în fața unei cărți istorice. Am greșit și mi-am dat seama după cele câteva pagini că, de fapt și de drept, scriitorul practică aici ce va deveni conceptul cheie al romanului, și anume acel ticun olam, care e foarte important în iudaism, dar a devenit foarte important și în viața de zi cu zi, în realitatea socială a evreilor. Pentru că romanul este construit pe o structură yiddish, pe o structură a romanului clasic, dar este în același timp cinematografic. A fost deseori comparat cu un film făcut de frații Coen și, într-adevăr, poți să-l citești în acest fel. O să vă citesc de la început fragmentul de la pagina 36, din care autorul anunță, practic, acest concept ticun olam, fără a-l numi, îl numește în altă parte, și ne dă cheia, dacă vreți, a citirii cărții.
E un fragment foarte scurt. A împins-o ca să se răzbune, apoi a salvat-o ca să facă o reparație. Pentru că asta fac oamenii sfâșiați între credința iudaică și cea creștină. Ei, în acest punct mi-am amintit de acest concept Tikkun Olam, pe care l-am discutat la un moment dat cu un alt scriitor israelian, tradus de Humanitas și el extraordinar, Eshol Nevo, care de altminteri și recomandă această carte, spune că a devenit scriitorul din tânăra generație preferat al lui. Vorbeam cu Eshol Nevo despre spovedanie în literatură și despre mărturisire în general, ce face mărturisirea din om și ce aduce mărturisirea în viața unui om. Și îmi spune, bine, dar de la început trebuie să-ți spun că există o foarte mare diferență în ceea ce privește mărturisirea între credința iudaică și tu ești creștină. Uite, tu ești creștină, te spovedești, spui că ai făcut ceva greșit și gata, treci mai departe, îți continui viața. Dar nu e așa. La noi îți mărturisești greșeala, îți spui păcatul și eu îți spun, ok, nu m-a dat pe spatea asta, ce urmează? Ce urmează de fapt și de drept este actul de reparație, de repunere a lucrurilor în matca lor firească, de recuperarea familiarului și de recuperarea binelui, dacă vreți. Nu ajunge să te spovedești. Urmează actul de reparație. Asta face la această carte, din punctul meu de vedere, și personajul principal, care este într-adevăr un personaj feminin colosal, Fanny, e un personaj pe același tipic și de aceeași amploare ca personajul lui David Grossman, Ora. Eu le-am văzut cumva în oglindă pe aceste două femei, iar și David Grossman recomandă această carte. David Grossman fiind din generația, dacă vreți, din mai vechea generație a scriitorilor israelieni, de care Yaniv, din generația intermediară, corect, de care Yaniv încearcă cumva să se despartă, dar lăsând o punte între aceste două generații, ceea ce nu se întâmpla cu generația de dinainte, cea a întemeitorilor, să spunem cu ghilimele de rigoare. Avem acest personaj feminin așadar, Fanny, care este trimisă aproape să restabilească o ordine care a fost stricată de un gest foarte mic din istoria mică. Nu te-ai fi așteptat și nu se așteaptă nici personajele celelalte ca un detaliu minor între un soț și o soție să tulbure, să cutremure în așa fel lumea încât ea să trebuiască readusă în matca ei. Așa cum zicea, că acum mi-am amintit, Elisabeta Riza avea această vorbă, nu se trăiesc suficient ca să văd că s-a limpezit lumea. Cam asta este rostul lui Fanny și nu întâmplător și a fost ales un om obișnuit. Deci excepționalul, extraordinarul, reparația, îi sunt înmânate, sunt puse în sarcina unui om obișnuit. Cel mai bun dintre noi e unul ca noi, dar care își asumă schimbarea. Și nu vrea să facă o reparație doar în viața surorii ei, pentru că la un moment dat mai este un fragment aici în care autorul chiar spune, Mende, sora, nu vrea niciun ticun. Ea nu vrea să se schimbe. Și nici sora ei nu vrea musai să-i schimbe ei viața. Vrea să refacă lumea, să o repună într-o matcă a ei. Și aici ajungem într-adevăr la acest statut de agunah al femeii care este suspendată, practic. E o femeie care nu mai are o existență proprie. Ea este pusă într-un interval, într-un purgatoriu, dacă vreți. Într-un interval, într-un spațiu între două existențe. Cea în care a fost femeie căsătorită și cea în care a rămas fără soț, pentru că soțul ei, un om mediocru, așa este descris, a plecat. Dar mai este, dincolo de această valență socială, a reparației lumii, mai avem aici un personaj, și anume unul dintre cei care lucrează pentru poliția politică țaristă, Piotr Novak îl cheamă, și lui îi se permite acest proces de schimbare, de reformare morală, numai că la el este în planul individual. Mie mi se pare că aceste două planuri, planul istoriei mari, planul social și planul individual, sunt foarte bine jucate și se întretaie pentru că acest personaj trece printr-un proces de transformare internă până la final, de care este sau nu este conștient, pentru că așa cum ai spus, finalul rămâne cumva deschis. Și rămâne deschis într-un fel amuzant și într-un fel grav, pe de altă parte.
Într-un interviu pe care l-am făcut anul trecut cu David Grossman, îmi spunea, literatura este minunată pentru că dă a doua șansă oamenilor. Asta face și autorul nostru. Dă a doua șansă pentru că personajele, deși le este, să spun așa, rezervat un anumit final, nu vă voi spune care, nu ajung la acel final. Deci până și literatura practică acest ticun olam și repară un final care părea previzibil, dar iată că nu ajungem acolo. Dar ce m-a mai uimit pe mine foarte tare în această carte este când Deopște, dar cu această temă, literatura mare, a confruntării dintre om, destinul omului și istoria mare. Avem marile romane rusești, l-avem pe Dr. Zhivago și de obicei omul nu are nicio șansă, este strivit de istoria mare. Orice ar face, oricât ar vrea să se eschiveze, să nu joace un rol politic, să nu joace un rol istoric, să ia o pauză, să-și trăiască viața frumos, să-și trăiască viața în bine, la un moment dat, istoria mare fuge după el, îl atrage în capcană și îl strivește. Aici nu e așa. Aici avem, de fapt, și de drept un detaliu din istoria mică, un detaliu din viața oamenilor, care reușește, deci istoria mică reușește să cutremure și să schimbe istoria mare. E un roman care, în același timp, mi se pare că, poate pentru că am absolvit filozofia, am văzut aici cumva umbra lui Wittgenstein în jocurile de cuvinte pe care le face și în felul în care aduce într-adevăr termenii yiddish. Vorbeam cumva și înainte de lansare că în generația părinților lui Yaniv, să spunem, generația lui Amos Oz, limba yiddish nu mai era o limbă iubită în Israel și nici permisă, pentru că era considerată limba celor învinși. Și atunci a fost o generație întreagă care cumva și-a înghițit trauma. Iarăși David Grossman îmi spunea că bunicii, părinții nu i-au povestit nimic din dramele individuale, din Holocaust. Știa ce s-a întâmplat în istorie, dar nu știa poveștile personale. În schimb, în fiecare noapte era martorul țipetelor lor. I-auzea cum țipă și când întreba ce s-a întâmplat, îi se spunea bestia nazistă. Dar nu îi se dădeau detalii, nu avea acces la povestea personală. A fost cumva o traumă înghițită, pusă între paranteze, ținută acolo în interval, pentru ca Israelul să se poată construi ca o nouă societate puternică, în care ce a fost înfrângere să nu treacă la generația următoare. De asta statutul limbii yiddish a fost la început cel al unei limbi pe care nu o mai vorbim. O limbă care a aparținut celor care au fost înfrânți, care au fost uciși în Holocaust. Acum, în Israel, e o revenire cumva la temele generațiilor vechi, la limba yiddish, de aici probabil și toată această inserare a termenilor din yiddish în această carte, pentru că, după cum spuneam, mi se pare că este o carte care vrea să nu să conteste tradiția, să corecteze tradiția, dar să nu rupă toate punțile cu generațiile din urmă. Așa cum întâlnim în literatura israeliană contemporană, sunt autori care fac asta, vor să se rupă și să se rupă câteodată ostentativ. E firesc cumva, probabil că o vedem. Da, teribilă, da. A literaturii tinere. Exact. El nu face asta, de asta este atât de frapant ca scriitor. E o prezență care face legătura între două, trei generații din literatura israeliană, dar fără să o facă pedagogic. Chiar o face cinematografic și, într-adevăr, ai menționat puțin din viața lui. La un moment dat, într-un interviu, și spunea că și el a practicat acest tikkun olam, acest proces prin care a ajuns la a înțelege că trebuie să repare niște lucruri, dincolo de faptul că a fost în armata israeliană. El a fost unul dintre inițiatorii unui fenomen din Israel care se chema Scrisoarea Combatanților, prin care mai mulți militari au refuzat să mai activeze în teritoriile ocupate. A fost, evident, asta e considerat aproape un act de trădare în Israel, a fost un proces, a făcut și închisoare, dar pe de altă parte e o temă care este în Israel pe agenda, ei nu ascund aceste teme și ești Holnevo la fel discută despre asta. A fost și el, nu un răzvrătit, dar a înțeles că oamenii obișnuiți pot să facă lucruri care să repare o ordine care la un moment dat nu mai este cea pe măsura omului, să spunem. Pentru că în societățile libere, oamenii pot să facă asta.
în societățile totalitare, în dictaturi, oamenii nu prea pot repune lucrurile în matca lor, care este pe potriva omului și nu împotriva omului. Dar aici probabil este tema pe care o va aborda profesorul Stanomir, pentru că suntem și aici în plină poliție, plină poliție politică, la contextul istoric. Mă opresc aici ca să-i dau direct. Mulțumesc, Marta. Nu știu dacă repunerea asta în ordine se putea face fără elementele individuale de dincolo, să zicem, din partea aceea, dinspre istoria mare. Fără trădarea, într-un fel, a celor din ohrana, nu știu dacă se putea repune ordinea asta. Nu știu ce părere are profesorul Stanomir. Bună seara! Sigur, e un roman care are și o dimensiune istorică și o dimensiune polemică. De multe ori se face o referire destul de evidentă la o trăsătură perenă a statului rus, care este brutalitate. Există foarte multe pagini dedicate înrolării forțate, recrutării forțate a copiilor de evrei. Trebuie spus că această relație dintre statul țarist și populația sa evrească a fost una destul de complicată, pentru a fi politicos, fiindcă statul țarist i-a preluat pe evrei în momentul împărțirii Poloniei. Practic, rușii au intrat în contact cu populația evrească din zonele descrise de romancier după cele trei împărțiri ale Poloniei. Și au intrat în contact cu o populație pe care o socoteau periculoasă din foarte multe puncte de vedere. La început o socoteau periculoasă din perspectiva acestei probleme a vinovăției globale a evreilor pentru omorârea lui Hristos, deci era un antisemitism religios, după care atitudinea s-a întărit și mai mult pe măsură ce statul se moderniza și o parte a evreilor se emancipau și îmbrățișau variante de ideologie radicală care puneau în discuție ideologia oficială a țarismului. Pentru că trebuie spus că această populație era într-adevăr menținută într-un fel de uriașă rezervație. Ei aveau până către sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX, mobilitatea socială a evreilor era destul de redusă, nu inexistentă, dar destul de redusă. Iar majoritatea comunităților sunt, precum cele descrise de romancierul israelian, comunități extrem de sărace, care erau înconjurate de populații cu care întreținau o relație extrem de tensionată și de complicată. Așa că soarta populației evreiești în Imperiul Țarist a fost o soartă tragică, pentru că nu întâmplător datorăm țarismul și cuvântul de pogrom. Ei sunt inventatorii acestor masacre aparent nepremeditate, dacă era o realitate de premeditate, de oficialitate. Și așa se explică traiectoriile foarte diverse ale celor care fac parte din populația evrească din Imperiul Țarist. O parte au emigrat și, practic, cultura americană, de la cultura înaltă, de la cultura populară, datorează enorm celor care au trecut oceanul chiar în această perioadă, undeva între 1880-1900. Iar o altă parte a intrat în cultura rusă și a atins rafinamentul lui Osip Mandelstam. Să nu uităm că, totuși, Osip și Nadejda fac parte din această cultură rusă și evrească în același timp. Ca să nu mai spun că și Boris Pasternak are o ereditate evrească. Asta vă dă o imagine despre extraordinară creativitate care, în pofida represiunii statale, a continuat să se manifeste. De aceea,
acest roman este interesant pentru că dă o imagine asupra interacțiunii pe două nivele. Interacțiunea dintre comunitățile locale neevrei și comunitățile evrești, pe de o parte, și interacțiunea dintre comunitățile evrei și puterea de stat. De ce se interesează puterea de stat prin poliția secretă de soarta evreilor este limpede, pentru că evreii în Imperiul Țarist sunt de două ori suspecți. Ei sunt suspecți pentru că fac parte din poporul care l-a omorât pe Hristos. Asta este motivația oficială. Și, în al doilea rând, este vorba de cei dintre care se recrutează adepții socialismului. Fie varianta socialismului evresc, care are și o dimensiune sionistă, fie varianta menșevismului și a bolșevismului. Și trebuie spus, pentru a fi lucrurile limpezi, că antisemitismul era destul de înrădăcinat, nu numai în mediile oficialității țariste, ci și într-o anumită parte a mediilor intelectuale ruse. Adică au existat personalități extraordinar de importante din canonul literar rus, care au formulat judecăți antisemite limpede. Înainte de a veni spre dumneavoastră, reciteam un eseu despre Dostoevski al marelui biografului Dostoevski, Joseph Frank, el însuși evreu, care menționa un pasaj din Frații Karamazov, în care Alyosha Karamazov refuză să accepte inexistența omorului ritual. Asta spune ceva despre mentalitate. Pentru publicul larg, omorul ritual era această teorie potrivit căreia evreii răpesc copii creștini pe care îi sacrifică folosind sângele lor în ritualurile lor satanice. Lucrurile par într-adevăr desprinse dintr-un fel de carte de conspirații de foarte proastă calitate, dar erau mult mai dramatice pentru că în Rusia, încă la începutul secolului 20, s-a desfășurat un omor, un proces al cui va omorât acuzat de un omor ritual. Este cazul procesului Bayliss, în care a pledat în calitate de avocat al apărării tatăl romancerului Vladimir Nabokov. Asta iarăși pentru a ilustra complexitatea raportării față de evrei. Gândiți-vă totuși că dacă în Franța avem un caz Dreyfus, în Rusia avem un caz de omor ritual. Și oficialitatea ia foarte în serios această ipoteză potrivit căreia evrei omoară copii creștini. De aceea, cred că trebuie privită cu foarte multă atenție această țesătură narrativă din roman. Și aș spune în încheiere un cuvânt apropo de ceea ce s-a spus despre limba Yiddish. Da, limba Yiddish a fost privită cu foarte multă ostilitate, pentru că ea a fost socotită o limbă, o germană schimonosită, așa am judecat-o expeditiv, uitând că în limba Yiddish, această limbă destul de chinuită și ea, s-au scris capodopere. Totuși, Shalom Alehem, care este un contemporan al lui Chekhov și lui Gorky, este din această zonă. Isaac Pashe Wiesinger, care ia primul Nobel, vine tot din această zonă. Scripcarul de pe acoperiș, cel care a dat și titlul unui film extraordinar, se petrece în această zonă. Marc Chagall vine din această zonă. Adică toți acești mari creatori vorbeau o limbă care nu era o germană concită. Era o limbă dezvoltată în Europa centrală și de est pentru a servi o comunitate care era fundamental ruptă de patria de origine. Și atât trebuie foarte multă îngăduință și foarte multă nuanțare în aceste judecăți, pentru că, într-adevăr, inventarea limbii ebraice ca limbă de stat a Israelului a corespuns, firesc, unei regăsiri a demnității. Însă cei care au vorbit Yiddish timp de secole, în cei pe care, practic, i-a persecutat stalinismul în mod voalat, și mai puțin volat, și pe care a exterminat nazismul, pentru că toate aceste comunități despre care vorbește romancerul israelian au dispărut. Lucrul acesta, iarăși, poate că trebuie spus apăsat bărbații și femeile din aceste zone, dacă nu au emigrat în Statele Unite de Precădere și au rămas pe teritoriul
polonezi sau sovietici au fost exterminate de naziști. Pentru că majoritatea crimelor comise de naziști s-au petrecut în această zonă care acoperă exact zona evocată în acel desen al zonei de rezidență. Polonia, Belarus, Ucraina, Republica Moldova. Asta, toate aceste comunități au dispărut. Și atunci, evident, când romancierul israelian vorbește despre Belarus, el vorbește despre o țară care geografic există, dar din punct de vedere al moștenirii evreiești, este un teritoriu totalmente străin. Și asta se întâmplă în toate zonele. Adică am avut zilele acestea comemorarea pogromului de Iași. Când te duci în orașul Iași, în dreapta, unde sunt urmele evreilor care au populat orașul Iași, se ridică din nume, pentru că regimul antoneștian s-a ocupat cu exterminarea lor, iar regimul comunist s-a ocupat cu repopularea orașului Iași. Iar cei care au venit nu au memoria faptului că acolo, de exemplu, a existat un teatru în limba idiș. Și asta încheie, că dacă exista teatru în limba idiș și dacă s-a tradus Shakespeare în limba idiș, cum nu putem socoti această limbă ca o limbă de cultură? Totuși, o limbă în care traduci pe Shakespeare, această limbă posedă foarte multe resurse de expresivitate, încât a spune că e o carte care merită citită și din această perspectivă a fotografiei imaginare a unei comunități care nu mai există. Pentru că naziștii au reușit ceva care întrece orice imaginație, au distrus o formă de civilizație, o formă de sensibilitate care acoperea această dimensiune geografică a Europei centrale și de est. Holocaustul asta înseamnă dispariția evreității centrale Europei. Acea lume din secolul XIX, din Rusia, din păcate nu a dispărut. Și într-un interviu, autorul ne povestea că acum, recent, în Israel, un bărbat a încercat să-și omoare soția, nu a reușit să o omoare, a ajuns în pușcărie, iar aceasta i-a cerut actul prin care să fie dezlegată din această căsnicie. Iată că în zilele noastre, acel bărbat care încerca să se omoare femeia și care se avea în pușcărie a refuzat, iar femeia a rămas înlănțuită, a rămas în acea stare de blocaj, indiferent ce a încercat să facă. Comunitatea, înțeleg că a întreprins niște proteste, dar legea evreiască a rămas totuși puternică. Mie mi-a plăcut în roman că acest statut al femeii este totuși pus, dincolo de această restabilire a ordinii la nivel al comunității despre care am tot vorbit până acum, la un moment dat în romanțe se abordează de fapt legătura cu sufletul omului. Abia după 10 luni de la dispariția soțului, sora Fanny se hotărăște să plece după acesta în momentul în care își vede sora dărâmată, după ce aceasta încercase să se sinucidă și zăcea în pat. Încearcă să-i spună niște cuvinte dure, să o trezească din starea în care era și o să vă citesc doar două, trei rânduri. Zice așa: caută toate cuvintele autoritare care au venit în minte de nenumărate ori până atunci. Însă vocea îi e prizonieră în gâtleș, deoarece vede că Mende nu-și dorește niciun fel de ticun. Nu vrea ca sufletul să-i fie reparat. Până la urmă, acest ticun presupune și reparația la nivel de suflet și am senzația că tocmai de la această revelație că sufletul este nereparat și ar trebui cumva readus în starea de liniște, individul care își merită această demnitate, acesta este momentul în care Fanny se hotărăște să plece în această călătorie. Preia de la profesorul Stanimir și mie mi se pare cumva că noi nu avem tema Holocaustului în această carte, dar o simți. Pentru că ea se oprește înainte de Holocaust. Vezi ce a dus acolo, cum erau comunitățile acolo. Și apropo de memorie, citeam recent cartea Sabina Fati, pe care a publicat-o tot editura Humanitas Recent. Sabina Fati face o călătorie în Turcia și are același șoc al
dar nu al spălării memoriei, nu al uitării, ci al unei absențe, șocul unei absențe cronice și aproape tematizate. Adică e o traumă iarăși ascunsă, o punem între paranteze, suspendăm. Ea, trecând prin locurile unde o toată au trăit armeni, întreabă, ce s-a întâmplat cu armenii de aici? Cine a stat în aceste case? Și se răspunde, apoi au plecat. Dar bine, dar de ce au plecat? Păi se construise un pod. Bine, dar cum au plecat? Au trecut podul. Și Sabina are acest șoc pe tot traseul călătoriei, pentru că vorbim despre curzi, vorbim despre armeni, vorbim despre alte minorități, undeva trebuia să apară un pod pe care aceste comunități să fi dispărut pur și simplu din istorie. Dar ele au dispărut în așa fel, acest pod era un pod temporal, dispare din memorie. La un moment dat a fost un pod, nu știm cine l-a făcut. Noi ne eschivăm de la istorie, facem doi pași înapoi și evreii au ieșit, au plecat pe pod. Au plecat. În acest fel și eu cred că este o carte de recuperare a memoriei și la prima vedere pare că e o carte care nu vorbește despre marea tema literaturii, dar despre Holocaust, că rămâne o mare temă, dar vorbește despre asta. Și nici nu cred că ar putea să existe vreo carte în literatura israeliană în care această memorie să nu fie prezentă. Nu trebuie să fie pedagogică, nu trebuie să scrii pagini despre asta, numește Holocaustul. Dar e prezentă tocmai această ștergere cumva din istorie, da? Care a fost ștergerea evreilor și care nu s-a întâmplat, cum zicea profesorul ăsta, nu doar în Holocaust. Podul a existat și dinainte. Într-adevăr, tema este sensibil prezentă în toată cartea. Uneori este prezentată cu mult umor. Evreii vorbesc despre ei ca niște ființe spurcate, ca niște vampiri, ca așa îi văd ceilalți neevrei. Așa îi văd rușii, așa îi văd polonezii. Și tot timpul plutește această întrebare care îi se răspunde într-un fel sau în altul, de ce sunt urâți evrei. Și avem un alt personaj foarte important în carte. De fapt, eu cred că e cel mai important personaj, Zizek. Este un uriaș care pare prostul satului, în comunitatea evrească respectivă, și care locuiește pe malul apei și nu vrea să comunice cu nimeni. Și acesta ajunsese mare în armata țaristă. Prin ce? Prin non-acțiune și prin încercare de a face binele. El a crezut că n-a reușit și de asta s-a izolat. E o poveste întreagă, de fapt e o tragedie extraordinar redată în carte. E o diferență pe care el o face între suflet și trup. Și aș vrea să vă citesc un fragment scurt despre povestea lui, care e numită de un pictor care o povestește și care are și el o poveste legată de el. De fapt, toate personajele sunt legate de acest Zizek. E o poveste a trupului. Spune pictorul. Dar când spun asta, nu mă refer la trup ca la un conglomerat de organe și oase. Eu vorbesc despre o creatură care înțelege faptul că umanitatea sa este, fără discuție, o expresie a propriului trup. Fiindcă lipsa unui trup, umanitatea sa n-ar mai putea fi exprimată. Vorbesc aici despre un băiat, despre băiatul Zizek, care a fost luat de la mama lui și a fost dus în armată. Vorbesc aici despre un băiat care și-a început viața în cel mai mare căcat. În armată, copiii ăștia, care fusese răsmulși la mamele lor, evrei, erau puși să curețe latrinele. Nu în fecale, rahat sau excremente, draga mea doamnă, și vă rog să mă iertați că repet iar și iar acest cuvânt murdar, ci în căcat, da, căcat. Nu trebuie să fii un învățat ca să observi tu proprii ochi că
cârnatul maroniu care iese în fiecare zi dintre picioarele omului. Nu trebuie să fii un geniu ca să știi că grație acestui cârnat există toate iubirile tale, sentimentele, cuvintele, ideile și gândurile. N-are niciun sens să mergi la universitate ca să înveți despre natura umană dacă nu reușești să-ți dai seama de un lucru atât de simplu, ori dacă astfel de subiecte ți se par obscene sau jenante. Probabil ești nebun dacă îți imaginezi că a dori pe cineva care să te țină de mână în timp ce dormi e o chestiune care ține de minte. Dacă nu pricepi că trupul e acela care caută căldură și intimitate în timpul nopții, atunci ești un prost. Dacă nu ți-ai dat seama că, întinzând mâna după atingerea cuiva și cuprinzând doar aerul în palmă, ți se va frânge inima, înseamnă că nu ai trăit niciodată. Dacă nu știi că vorbele pot fi la fel de tăioase ca lama unui cuțit, și nu doar în sens figurat, ci mă refer la un cuțit în toată regula, atunci înseamnă că nu știi că sunt, ce sunt cuvintele. Și dacă nu mai vrei să întinzi brațul pentru a atinge mâna altcuiva, devenind apatic, și dacă nu înțelegi că trupul tău tremurând și inima frântă preferă moartea în locul singurătății, atunci probabil că ești tu deja mort. Cartea pune foarte multe probleme, probleme existențiale, probleme filozofice, probleme de moral, foarte multe, probleme religioase, dar în același timp e un roman picaresc, un roman pe care nu poți să-l lași din mână. Călătorești cu el tot timpul, prin toată această lume, ții cu personajele care au omorât oameni, cu Fanny și cu Žižek. Și cu încă două personaje, la început îl urăști pe căpitanul Novac din Ocana, după care asiști de fapt la transfigurarea lui. Și asta, așa cum ați subliniat aici, este marele proces, marea revelație a cărții. Aș vrea să vă mai spun că acest roman a luat multe premii. În Israel a luat toate marile premii. A luat premiul Non în 2016, premiul Ramat Gan, premiul Fundației Poporul Cărții în 2017 și în momentul în care a fost tradus în 2021 în Marea Britanie, a luat premiul literar Wingate. În Marea Britanie, imediat cum a fost tradus, a devenit bestseller și a devenit cartea anului în principalele publicații. De la The Times, la The Economist, la The Sunday Times. Este un roman care nu poate fi întâlnit prea des. Este un roman foarte original și originalitatea lui ți se impune pentru că n-ai mai citit așa ceva. Poate ai citit în Shalom Alehem, lucruri asemănătoare. Poate scripcarele pe acoperiș sunt similitudini și cu acesta. Poate povestii rusești. Dar din toate există câte ceva. Însă toată materia asta e prezentată cu un ochi care râde și un ochi care plânge și este atâta dinamism și atâta expresivitate în roman, încât îl face absolut unic. Vi recomandăm multă căldură. Mai ales să spuneți ceva în încheiere? Fiecare câte o frază, cum facem de obicei? Te rog. Vreau să spun doar ceva ce am uitat. Personajul principal are o meserie, să spunem așa, cea de muncitor, care pare la prima vedere șocantă. E tocmai într-o comunitate tradițională, o femeie măcelar. Ei bine, e o meserie care nu era interzisă femeilor în acea comunitate tradițională. Adică tocmai personajul care pare paradoxal prin asocierea cu această meserie este foarte autentic. El este chiar de acolo.
E cu totul autentic și la un moment dat chiar și povestește scriitorul. Am citit recent într-un interviu cu el, când a luat un premiu, că a vorbit cu un rabin și a identificat femeie măcelar. La un moment dat, într-adevăr, s-a pierdut profesia pe traseu, dar nu era o interdicție expresă de către comunitate sau religie. Asta mi s-a părut foarte interesant. Și aș vrea să mai spun că iarăși el a devenit un personaj cumva în Israel. Ieri, presa internațională publica despre scrisoarea combatanților de pildă, pentru că în acest nou context din Israel, în care vom avea iar alegeri comisie importantă, mari analiști care cercetează Israelul spun că vor fi probabil cele mai răiești alegeri în care se va juca cumva democrația din Israel, el a revenit pe agenda și se vorbește foarte mult, foarte mult de acest scriitor și în acest context politic nou. Deși am abordat din perspective diferite acest roman în seara aceasta, eu aș vrea să vă asigur că suntem departe de a fi epuizat sensurile, temele, subînțelesurile și cred că fiecare dintre noi, dacă vom recita acest roman, îl vom vedea într-o altă lumină. Semnificațiile sale și frumusețea unor scene, puterea lor, frumusețea unor stă și în violența pe care o aduc în pagina și în sensurile pe care le dezvoltă vis-a-vis de condiția umană, n-au cum să ne lase indiferenți. Eu cred că e o ocazie de a aduce aminte de extraordinară creativitate a evreilor de la sfârșitul secolului XIX, pentru că l-a menționat Osip Mandelstam, editura Humanitas a tradus extraordinară carte Lumea de Ieri lui Stefan Zweig. Gândiți-vă la Stefan Zweig, gândiți-vă la scriitor austriec și german, scriitor germanofon, gândiți-vă la un Josef Roth. American. Da, mă referam pur și simplu la ce care a fost, gândiți-vă la Josef Roth, care a fost tot un copil al acestei zone evreiești centrale europene și aveți imaginea acestei teribile creativități care a fost practic scrivită de nazism. Sigur, scriitorii americani, mă gândesc la un Bernard Malamud, spre exemplu, care a scris despre acest caz, Bayliss, sunt o altă poveste, sunt parte din acest trunc, dar cei care au rămas pe continent sau au fost obligați să se exileze, cum a fost cazul Zweig, au suferit direct acest impact teribil al unui tip de ideologie pe care, din păcate, îl vedem la locul și astăzi, pentru că Rusia lui Putin are, în mod evident, foarte multe în comun cu Germania lui Hitler și s-ar putea să ajungă în aceeași punct istoric și Germania lui Hitler și rușii să fie obligați să facă niște alegeri. Sunt niște pasaje în carte cu mult umor despre cum a luat naștere cenzura în cadrul ohranei țariste și în cadrul armatei, cum a luat cenzura, cum a început cenzura. E un general, Rădețchi, stă cu trupele lui aproape de București, suntem în plin război ruso-turc, Plevna în curând e lupta, ăsta stă acolo pe loc, lângă București. Așa. Și soldații lui apelează la acest Zizek, care știe patru limbi străine și care știe să scrie, nu? Și el începe și le compune scrisori și le trimite acasă. Încep să primească și ei scrisori de acasă, încep să se frământe dorul de casă și așa mai departe. Și generalul, care era cu o disciplină de fier și ochelari de cal, nu înțelege ce se întâmplă cu ei. Și în momentul în care se citește Zizek, e obligat să-i citească o scrisoare de acasă, începe să facă cenzură. Și e plină de haz cum funcționează, de fapt, această cenzură. Sunt pasaje formidabile în cartea asta, sunt și pasaje tragice, dar umorul și umorul negru prevalează. Aș vrea încă o dată să-i aduc mulțumirile mele, cred că ne urmărește traducătoarei Ioanei de Fridan. Extraordinar de bine a tradus această carte. Ea este cu copiii la țară,
lângă Făgăraș, ne urmărește acum și m-a rugat foarte mult să-i transmit mulțumiri redactorului de carte, care este Ștefania Nalbant, și a spus ea că a ajutat-o foarte mult. Din Ianiv Iescovici, Ioana Petridean va traduce cartea lui, care acum o să apară în limba engleză. De data asta o va traduce din ebraică și care are un titlu extraordinar. Nimeni nu părăsește Palo Alto. Vă mulțumim foarte mult!